Vineri, vremea rămâne rece în zonele joase din sudul, estul și centrul teritoriului, geroasă pe alocuri în orele dimineții. În restul țării, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Norii și ceața asociată trecător cu chiciură sau fulguieli vor persista pe arii restrânse în sudul țării și izolat în rest, iar în celelalte regiuni, înorările vor fi temporare și local va ploa slab. Peste zi, în Giurgiu, termometrele vor strânge între 0 și 1 grad Celsius. Parțial, norii acoperă cerul, vântul aproape că nu se va simți, iar ziua este posibil să înceapă cu ceață. În schimb, spre amiază, probabil soarele își va arăta câteva raze. Astfel, vineri, în hotarele Comana, Ghimpa și izvoarele se vor înregistra 3 grade Celsius, în timp ce la Bolintin 2 grade, iar la Giurgiu 4 grade. Vântul va sufla cu o putere de 4 km pe oră din direcția nord. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 104 cm. Umiditatea aerului va fi de 66%.